Agata Bârsescu s-a născut la București. Anul nașterii sale întotdeauna a fost o necunoscută. Spunea ea într-un interviu pe care l-a acordat în 1931 că nici nu știe și nici nu voia să știe anul nașterii sale pentru că nu importă. La vârsta de 8 ani a fost trimisă să studieze la Sibiu, acolo unde a luat contact pentru prima dată cu limba germană, cea pe care avea să o practice mult timp de atunci încolo pe scena teatrelor vieneze. A ajuns la Viena și a debutat direct pe cea mai mare și prestigioasă scenă a Austriei la acea perioadă, Burgtheater. Cronica timpurilor o situau ca fiind una din cele mai apreciate artiste, care la o vârstă fragedă reușise să-și facă debutul nu pe orice scenă mică din Austria, ci pe scena curții imperiale. Astfel că succesul ei nu avea să întârzie. Însuși împăratul Franz Iosef venea de multe ori să o vadă. Era interesant faptul că ea reușise să-și facă debutul și să aibă succes într-o limbă care nu era limba ei maternă și nu era la fel de cunoscută. Însă a jucat la fel de bine și cu la fel de mult aplomb. A reușit să joace și să facă roluri memorabile pe scena Burgtheaterului din Viena. A reușit să fie apreciată de o lume întreagă, astfel că reprezentațiile ei în scurt timp erau cerute pe toate scenele Europei. A reușit să joace și în Statele Unite ale Americii, unde a performat atât în limba română cât și în limba engleză. Pentru prestațiile ei extraordinare, a reușit să obțină din partea teatrului Burgtheater un contract pe viață. De asemenea, Curtea Imperială i-a acordat artistei titlul de artist al Curții Imperiale, un lucru pe care foarte puțin dintre artiștii lor austrieci reușiseră să-l obțină. Ajunge în Iași în ultimii 15 ani din viață, atunci când preferă să se întoarcă în țara natală, preferă să mai joace pe scena națională lui Ieșean și preferă să fie profesor la Conservatorul de Artă Dramatică. Spune ea că, de fapt, mulțumirea cea mai mare care îi rămâne unui artist este acela de a fi recunoscut de cei cărora i-a dedicat întreaga viață.